Reșițenii au avut parte aseară de un recital de orgă susținut de către Domenico Severin. Concertul a avut loc la Biserica Romano-Catolică Maria Zăpezii din Reșița, cu ocazia inaugurării orgii construite în 1929 și recent restaurată. Dorinel Hodnogu și Alex Roy au demarat cu ceva timp în urmă proiectul Salvați Orga din Reșița. Astfel, printr-o serie de concerte organizate la Biserica Maria Zăpezii, s-a reușit strângerea fondurilor necesare reabilitării orgii de la biserică. Din Muncetoresc. Orga a fost construită în anul 1929 și avea nevoie de o reparație capitală. Acest lucru s-a întâmplat, iar aseară a avut loc concertul inaugural. Acest eveniment este o realizare pentru comunitatea reșițeană. Am arătat că putem fi uniți, am arătat că putem să construim ceva, că putem să... am arătat că putem să ne alăturăm pentru un proiect și am realizat astăzi restaurarea orgii Wegenstein din Reșița, veche de peste 80 de ani. Am arătat de asemenea că un astfel de proiect, pornit de către un tânăr, poate să aibă finalitate, poate să aibă succes și în acest fel este un exemplu, se constituie într-un exemplu și pentru ceilalți tineri care studiază în străinătate sau aici în Reșița sau în România, că pot să facă lucruri frumoase la Reșița dacă vor și dacă cer sprijin. De asemenea, aș vrea să mulțumesc reșițenilor care au donat sume de bani fără de care nu putea fi restaurată această orgă și de asemenea celor care au venit și au participat la concerte în ultimii ani, acest lucru dovedind că la Reșița e nevoie de o orgă de o calitate mai bună. Acest proiect a început în urmă cu 2 ani de zile. O idee care mi-a venit datorită concertelor realizate de-a lungul timpului, prin care am invitat diversi instrumentiști, muzicieni, organiști, concertiști din diferite colțuri ale Europei și datorită prezenței lor am decis că această orgă merită o reabilitare completă. Astfel am demarat proiectul Salvați Orga din Reșița, un proiect care a avut succes. Am organizat 4 concerte, 2 la Timișoara, 2 la Reșița, prin diversi colaboratori, prin diversi muzicieni. Cineva din Austria a venit, cineva din Slovenia a venit, iar prin ei am reușit să strângem fondurile necesare pentru reabilitarea orgii. Este un proiect greu, dar cu sârguință și cu încredere se poate duce orice la capăt. Astăzi, prin concertul de inaugurare, în care am fost încântați de glasul muzicii prin domnul Domenico Severin din Franța, am reușit să arătăm reșițenilor că totuși se poate. Se poate prin mobilizarea generală, prin efortul comun de a reabilita, de a schimba ceva în peisajul muzical al orașului. Recitalul inaugural a fost susținut de organistul titular al Catedralei Saint-Étienne din Franța, Domenico Severin, care a mai cântat cu ceva în urmă pe această orgă. Evident, muzicianul a remarcat schimbările în bine suferite de instrument după ce acesta a fost reparat. Ha riscoperto questo strumento dopo i lavori di restauro. Probabilmente ha sentito qualcosa di nuovo. Ha riscoperto orga dopo lucrurile di restaurare. Probabilmente s'ha sentito altceva. Penso che la cosa importante sia di far scendere un pochino l'organo dall'alto e portarlo a livello del pubblico, cioè suonare delle cose che piacciono alla gente. Sì, sì. Ok, ce este important este ca acest instrument îngeresc, ceresc, să fie adus la oamenii de rând prin piese cât mai accesibile auditorului, care nu de multe ori este neapărat foarte bine educat în ale muzicii clasice. Perché l'organo ha un repertorio lunghissimo di 7 secoli di musica quasi ed è una tradizione che non si può lasciar perdere così. Pentru că orga are o tradiție deja de 7 secole și nu se poate lăsa această comoară a se pierde.
Mai mult, chiar o tânără organistă din Serbia prezentă la concert a ținut să puncteze valoarea instrumentului după această reparație capitală. We are colleagues and friends for a long time and he invited me to come and hear the restored organ of Reșița. I'm here for the first time and on this concert and I was really glad to be welcomed here. The organ sounds really nice and we have the same Wegenstein organ in Vršac. So it was very interesting for me to compare how the rebuilt Wegenstein sounds after the restoration. It sounds great. Sunt fericită că am venit aici la invitația lui Alex, că am fost martorul inaugurării orgii, martora inaugurării orgii. Și pot spune cu certitudine că orga sună total diferit după lucrările de restaurare la care a luat parte. Organizatorii concertului Dorinel Hodnogu și Alex Roy au fost sprijiniți de Episcopia Romano-Catolică din Timișoara, Consiliul Județean Cara Severin, Primăria Reșița și cluburile Rotarii din Reșița și Timișoara.